Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră Moldova Roleplay. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați butonul de subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem tot aici pe micul nostru șantier, să zic așa. Aici, după cum știți din episodul trecut, am săpat cât am putut, cât am avut și eu timp. Dar acum haideți să ne suim înapoi în excavatoria, să ne suim noi frumos, să-l pornim, pentru că vreau să ne continuăm puțin treaba pe aici. Ia să vedem cum să ne băgăm noi cu excavatorul ca să continuăm săparea până în gardul ăla. Astăzi am zis că dacă o să am timp, nu știu, să văd, să bag puțin și la discuit, dar acum vom vedea dacă voi avea timp să băgăm și la discuit, să dăm ceva cu combinatorul, habar n-am. Ia să vedem, ne băgăm frumos și hai că am luat deja o cupă, ia să punem noi frumos piatra aici pe margine, o să încărcăm oricum piatra toată în tractor și o să o ducem la un loc pe care am dus-o pe toată, pe care am dus-o de fapt, pe care am încărcat-o data trecută, că n-am mai dus mai multă piatră decât cât am dus data trecută, după cum știți și voi. Ia să punem noi frumos aici toată piatra și ia să o descărcăm noi. Bun, o să facem un janț, zic eu, să fie cam aproape aceeași adâncime, dacă vom putea și noi. Da, nu sunt eu constructor foarte bun pe un excavator de asta, dar ne descurcăm cumva, că e nevoie să ne descurcăm. Dacă am mai făcut încă o... am mai luat încă o cupă. Facem frumos până în gard acolo, să vină țeava de gaze sau ce va fi aici, nu știu. Asta nu prea mă interesează pe mine, domn primar, el știe care va fi situația cu șanțul ăsta pe care îl facem noi acum. Ia să vedem. Hai că am mai luat o cupă. Da, e destul de interesant să lucrezi pe un excavator de ăsta. Sau cum se mai cheamă. Da, e destul de plăcut. E mare într-adevăr și face o grămadă de treabă cu el, să zic așa. E în cupă chiar foarte mult. Chiar destul de mult e într-o cupă. Și vă zic exact cât luăm. Ia să mai luăm încă una. Să săpăm. Atât. Exact 10 tone luăm într-o cupă de asta. Hop, stai că am dat pe lângă. Pare puțin, știu, dar cupa e dita mai până la urmă. E dita mai cupa. Și de aia pare chiar atât de puțin. Ia să mergem noi mai în față, că văd că aici o luăm cam strâmb. Și trebuie să săpăm puțin mai adânc. Ia să vedem. Hai că am mai luat încă 10. Încă 10 tone de piatră. Și să punem piatra puțin mai încolo, ca să nu ne încurce. Dacă o punem prea în față, după aia ne încurcă la săpat. Ia să vedem. Mai luăm încă o cupă pe aici. Ne dăm frumos în spate. Și hai că am umplut-o. Oare să punem și pe partea cealaltă? Nu, lăsăm. Punem doar pe partea asta pe care... unde avem noi treabă. Ia uitați, 10 tone cu 10 tone cu 10 tone, o grămadă de piatră pui aici. Ia să vedem, o zis domn primar să o luăm cât putem, să nu luăm, că na, până e toată piatra durează, vă dați seama. Până luăm noi de aici 10 tone, 100 de tone, cine știe cât avem aici, avem chiar mai mult de 100 de tone. Că zic eu, avem mai mult de 10 cupe puse deja pe lângă șanț. Ia că aici să nu-l facem chiar atât de adânc. Tragem frumos. Op, stai că nici eu nu m-am dat cum trebuie. Așa, op. Stai că am răsturnat piatra mai mult. Ia să ne dăm noi puțin mai în față. Să nu ne încurcăm. Și ia să vedem noi cumva. Acum să facem mai... să o luăm mai drept și... hai că ne-am băgat. Perfect. A, că ne descurcăm ușor, poate o să ne angajăm și pe excavator, că văd că nu-i chiar atât de greu, până te înveți, că până la urmă totul e până la experiență, să zic. Ca să dăm noi cu spatele și hai că deja i-am dat aproape până în gard,
O să trebuiască oricum să ne întoarcem cu excavatorul într-un fel. Dar pe unde să mă întorc eu acum? Asta e beleaua mare. Asta e beleaua mare că nu știu pe unde să mă întorc. Ia să-i dăm noi puțin în față și să punem piatra mai pe aici. Ia să o descărcăm. Atâta. Deocamdată am săpat destul de mult, să zic așa, să ne dăm jos. Cam atât am săpat până acum aici. Vine șanțul puțin mai în deal, dar nu-i problemă. E până la urmă șanțul destul de bine de făcut, zic eu. Cât am făcut aici. Acum, haideți să scoatem excavatorul. Să vedem cum îl putem scoate, că pe aici e mormanul ăsta de piatră, iar pe aici mă îndoiesc eu că ar încăpea, dar să nu-l răsturnăm, că dacă l-am răsturnat, excavatorul ăsta e foarte scump, vă dați seama. Ia să vedem dacă încăpem noi pe aici pe lângă gard. Tare m-aș bucura dacă aș încăpea pe aici. Op! Ia să nu ne răsturnăm cumva cu excavatorul, că dacă ne-a răsturnat, atâta ne mai rămas. Bun, acum să-l punem undeva mai... Ia să vedem. Dar cred că o să încarc direct cu excavatorul în remorcă la tractor. Cred că o să încarc direct cu excavatorul, că încărcă mult mai repede. Ia să vedem, dar numai că se mișcă foarte încet. Mai mult, mai repede merg eu pe jos la pas decât excavatorul ăsta. Da, nu-i problemă. Încărcăm frumos în tractor și după aia ducem acolo la mormanul celălalt. Ia să vedem. Acum. Luăm o cupă frumos. Hai că am luat o cupă. Și să punem în tractore. Dar să mutăm puțin tractorul mai în față. Ca să putem pune mai ușor. Ia să-l pornim. Hai că a pornit și îl dăm în viteză. Îl băgăm în viteză și îl dăm puțin mai așa. Ia. Ia, ca să stea mai bine. Bun, ne dăm jos, să-l lăsăm pornind, că nu consumă până la urmă din motorina noastră. Să ne urcăm în excavator, ia să vedem. Și să punem aici tot ăsta, cum mi se mai spune. Ia să vedem. Mai în față, puțin. Și mai sus, ca să nu dăm cumva pe lângă. Și acum, ia să vedem. Nu, de fapt, ba nu, hai că am dat-o bine. Sau n-am dat-o bine. Mai în spate puțin să mă dau eu. Acum, ia să vedem. Acum o dăm. Hai că i-am băgat deja 10 tone. Să vedem dacă mai încape. Încă puțin. Luăm de aici, frumos. Excavatorul și... Hai că până la 10 tone, până luăm noi 10 tone cu excavatorul ăsta durează. Hai bă, nu vrea să ia? Cam greu, dar nu ajunge deocamdată cât am luat, cât am pus în cupă aici. Ia să vedem noi, mergem puțin mai în față de data asta. Și acum ne băgăm. Gata, hai că am pus cât trebuia. Acum să oprim și noi excavatorul. Am terminat deocamdată treaba pe aici, am săpat șanțul cât de cât. Hai că am săpat destul de binișor pentru început, zic eu. Aici am dat puțin pe lângă, dar nu-i problemă. Să ne susținem în UTB și să pornim să ducem piatra asta la locul ei, unde am dus-o și pe cealaltă. Ia să vedem. Hai că platforma stă binișor aici. Și să mergem direct la vale pe aici. O luăm pe la dreapta și ne ducem direct la locul unde am pus piatra cealaltă. Aia am pus-o exact aici la stânga, după cum se vede câteva mormane. Deja, de fapt, am pus o remorcă plină de piatra aici, dar nu prea se vede că e iarba destul de mare. Acum ia să descărcăm și celălalt morman. Să facem aici un mic morman de piatră, dar e bine. Abia o să avem de unde lua piatră când o să avem nevoie. Ia să-i dăm puțin mai în față ca să aibă loc să se răstoarnă toată. Încă puțin, gata. Hai că acum am răsturnat-o pe toată. Am adus aici câteva mormane. Și să plecăm înapoi la treaba noastră. Ia să vedem. O să ducem tractorul direct în bază, la Agrostar. Aici o să mai revenim poate zilele următoare la șantier. O să lăsăm stopurile tot, că n-am terminat încă toată treaba.
Dar acum haideți să mergem și noi în treaba noastră, avem de discuit, de dat cu un combinator ceva terenul nostru pe care l-am arat acum ceva timp, după cum știți. Și trebuie să-l dăm puțin combinatorul, că vreau să bag și o recoltă. Cred că o să bag rapiță, cel mai bine zic eu. Da, cel mai bine ar fi să băgăm o cultură de rapiță, că acușa vine să trăierăm și facem și noi un bonus grămadă, zic eu. Facem un bonus grămadă, vindem recolta și tot așa. Facem noi treabă bună. Acum, cred că o să mă mai duc zilele următoare prin satul de unde am luat noi UTB-ul, de unde l-am cumpărat. Și o să vedem pe acolo. Că am văzut că sunt câteva terenuri de vânzare. Sunt câteva terenuri de vânzare și aș cumpăra. M-aș interesa să cumpăr și eu vreo 2-3 hectare, că am văzut că sunt destul de ieftine. Chiar dacă sunt ele puțin mai în câmp, puțin mai departe de sat, ar fi bine să îmi cumpăr câteva hectare. Că am văzut că sunt la un preț destul de bun și chiar ar fi bine să cumpăr și eu. Acum ia să dăm un semnal aici la stânga. Coborâm și noi frumos la Agrostar și să vedem aici ce mai avem. Să vedem ce mai avem de... De fapt nu avem nimic de făcut important, doar să lăsăm remorca și să luăm un combinator. Bine, vom lua alt tractor, că nu avem deocamdată disc aici pentru așa ceva, pentru UTB-ul nostru, așa că o să-l lăsăm aici. Ia să-l oprim. Și da, avem aici discul ăsta care e foarte mare și vă dați seama că nu avem nevoie de un atât de mare. O să luăm, cred că ăsta de la Ferguson, nu de la Ferguson, de la John Deere. Ia să vedem, ăsta e cel mai bun. Luăm John Deere-ul frumos și asta e treaba. Așa că haideți să ne urcăm totuși, să vedem dacă sunt cheile în contact, dacă nu mă duc să le cer de la birou. Și ia să vedem. Hai că sunt cheile aici, văd că. Hai că am și pornit John Deere-ul și să plecăm la treabă, zic eu, nu? Ia să vedem. Hai că am băgat și eu John Deere-ul în viteză, aprindem girofarurile. Hai girofarurile. Aici. Hai că am aprins și girofarurile și să mergem direct la treaba noastră. Cred că puteam să iau și eu un UTB, dar deocamdată, dacă tot avem cuplat John Deere-ul, zic eu să luăm John Deere-ul. Ia să dăm noi un semnal la stânga și mergem direct la noi în bucat. Să vedem pe acolo ce-o mai fi. De arat am arat, de tuns iarba am tuns-o, am... Mai rămâne decât să dăm cu discul și să punem ceva recoltă. Mai dăm cu îngrășământ, o să mai vedem. Aici la balta asta aș veni într-o zi să pescuiesc. Chiar aș veni într-o zi la pescuit aici, că... Dar mie îmi place să pescuiesc câteodată. Când am și o zile libere, vă dați seama că nu pot să mă duc în programul de muncă până la urmă. Și da, m-aș duce într-o zi să pescuiesc pe acolo, chiar ar fi interesant. Ia acum să dăm și noi aici un semnal. Să dăm un semnal, chiar dacă nu vin mașini pe aici, și să ne băgăm pe la noi pe acolo prin teren, să vedem ce mai avem noi pe acolo de... Cum mai e treaba pe aici. Ia să vedem, coborâm și noi încetişor pe aici. Bun, să ne dăm jos și cam ăsta e, după cum știți, dacă ați văzut videoclipul în care am fost la arat, cam asta e parcela. Acum haideți să ne suim înapoi în tractorel și să ne băgăm. Ne băgăm aici frumos în teren și lăsăm grapa asta jos și ne băgăm pe treabă. Ia frumos, brazdă cu brazdă. Ne băgăm noi la treabă pe aici și facem treabă bună, bună, zic eu. Ia, hai că deja am făcut o brazdă, mai avem... Bine, că John Deere-ul e destul de mare și vă dați seama că foarte repede o să terminăm pe aici. Ia să vedem noi. Cred că o să mă mai duc și pe acasă să văd care-i treaba, dacă mai au nevoie găinile de concentrat, să le cumpăr, că na. Și da, mâine o să iau salariu. Am întârziat o zi salariul nostru, dar... Nu-i problemă că abia mâine ne bucurăm și mai mult de el. Că mâine o să-l primim pe data de 2 și o să vedem ce o să facem cu bănuții, că am deja câțiva bănuți strânși și chiar mi-aș lua o mașină. Chiar acum
Mi-aș lua o mașină pentru că am nevoie de una. Am nevoie de o mașină că, na, nu prea. Parcă m-am plictisit și eu de Lada pe care o avem. Aș vinde-o cu vreo 20 de milioane, dacă mai iau pe ea, dar nu știu dacă mai iau eu 20 de milioane. Ar fi un caz fericit să iau 20 de milioane pe Lada aia, dar nu știu, să vedem acum, poate o să găsim. Mașina e bună, nu pot să zic că nu, dar m-am plictisit și eu pur și simplu de acă, o am și eu de câțiva ani buni, de acum. Și mi-aș lua și eu un Passat, un Golf, ceva mai bun, poate, nu știu, un Chevrolet am văzut, chiar bun la vreo 5-6 mii de euro, mi-aș lua chiar, mi-aș lua o mașină. Acum că iau salariu, o să avem ceva bănuți și o să ne permitem o mașinuță mai bună, zic eu. Ia să ne întoarcem noi cu John Deere-ul, frumos. Și dacă așa, poate o să vând și Belarusul și o să ne luăm o mașină bună sau o mașină și un alt UTV. Că na, e o investiție bună să ne luăm un tractor, că scoatem bani cu el. Ia să vedem. Hai că ne-am băgat și în... Am terminat și aici de dat cu grapa. Cam așa a ieșit, eu zic că e destul de bine. Am făcut o treabă destul de bună. Aici va fi o recoltă de rapiță și chiar o să fie bine. Ia să ne urcăm noi în tractor. Să ne întoarcem pe aici. Bun. Și să ne băgăm direct. Ieșim pe stradă, ia. A, că merge John Deere-ul ăsta peste tot. N-are treabă, merge prin toate șanțurile, prin toate gropile. N-are treabă, e. E bun tractorul, chiar e bun. Ia să dăm un semnal și ne băgăm pe aici. Îi dăm blană, îi dăm blăniță de urs. Uite, nenea ăla a sărit, a vrut să lagăți cu grapa. Noroc că grapa nu e atât de lată. A venit și el prea aproape de tractor. Acum cred că o să ne oprim puțin până acasă să vedem care e treaba, dacă avem nevoie de ceva să cumpăr de la magazin, un concentrat, un sac de tărâțe, poate o să vedem. O să vedem ce avem nevoie. Ia să tragem noi frumos tractorul aici. Îl tragem pe stânga. Aici îl lăsăm. Ia uitați cât de frumos este casa noastră cu iarba toată tăiată. Bine, a mai crescut puțin, dar oricum, încă e frumos. Acum haideți, ia uitați-l pe Bobby unde a ajuns, tocmai acolo. Acum să vedem ce mai avem pe aici nevoie, pe acasă. Niște concentrate, să vedem ce mai avem pe aici prin magazie. Ia să vedem. Mai avem vreo ceva pe aici? Avem, pe aici nu mai avem. Nu mai avem concentrate. Atunci, da, o să trebuiască să mă duc să cumpăr. Avem mașina de tuns, care nu prea e bună, dar în fine. Haideți să ne suim și noi în tractor, dar să dăm mai întâi mâncarea lui Bobiță, lui cățelul ursului nostru. Și ia să vedem ce mai avem pe aici. Pe aici câinile mai au ceva mâncare, da, o să le cumpăr, cred că un sac de concentrat cel mai bine. Da, o să le cumpăr un sac sau doi de concentrat, să văd câți bani am și eu la mine. Și da. Păi, haide să ne suim în tractor. Cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupăni pe acest minunat canal YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.